Astăzi premierul Vlad Filat își sărbătorește ziua de naștere. Ce mesaj aveți pentru el? Păi, o să cumplă mulți ani și ce pot să-i zic? Vă urez succes, realizări, să ții tot așa. Primul rând, sănătate. Într-a doilea rând, să aibă putere să lupte cu toți dușmanii care îl înconjoară. Aia asta e dorința mea. Și șelerele se spele din calea lui. Numai bune să adune. Păi să-și facă meseria așa cum o știe el mai bine în viitor și să aducă acestui popor moldav, român mai bine zis, un viitor mult mai cu succes și... Cine? Vlad Filat, premierul. N-am auzit. Să fie sănătos, să ducă acea politică care a început-o la guvernare, împreună cu alianța. Doresc mult sănătate, succes în toate și să-și făurească mai mult pentru țara Moldova. Sărbătorește ziua de naștere. Multă încredere în sine, la mulți ani cu sănătate și răbdare. Ia nici voi mă nezălaiu. Чтобы лучше жилось людям, пускай лучше побольше орехов кушают, чтобы ум был у них. Я больше ничего не могу сказать. И урам фий санатос, си факы лечь, си ишим дим ситуация, с карей авем ноги. Дим разбой с политикой, си спуним, кай разбой политикой. И трансмитим мульти феличитер, санатати, и сайба грижи диной, тинерету, в прямом рэнд. Дневастро? Десемня. Здоровья, здравых решений в пользу трудящихся. Пусть будет здоров, счастлив, и чтобы делал все для жителей Кишинева и страны. Желаем здоровья, счастья, конечно, здравых мыслей, побольше положительных эмоций. Да, побольше положительных эмоций, ну и всего хорошего. Să-și realizeze toate scopurile care și le-a pus, cred că are multe pentru țara noastră și asta avem și noi de câștigat din asta, cred că.